Scandal la nivel înalt în sânul Bisericii Ortodoxe. Ionuț Pop, fostul vicar al Episcopiei Sălajului, a fost reținut aseară pentru 24 de ore. Preotul i-a acuzat că a furat 3 milioane de lei din conturile instituției. Ionuț Pop tocmai fusese numit consilier economic al episcopului Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie. Ionuț Pop a primit acces la banii Episcopiei Sălajului în 2020, când a fost numit vicar și consilier economic al episcopului. Tot atunci, spun procurorii, ar fi început să sustragă diverse sume. Una dintre modalitățile de comitere a faptei consta în aceea că din conturile Episcopiei Sălajului erau virate cu titlul de împrumut, restituire împrumut, sume de bani către un CR, pentru stingerea unor împrumuturi ce fuseseră contractate pe numele unor persoane fizice. 3 milioane de lei au dispărut în 4 ani din conturile episcopiei. Procurorii nu au aflat încă ce a făcut preotul cu banii, dar cred că i-a investit în casa pe care și-a construit-o pe această stradă într-o zonă panoramică a Zalăului. Imobilul de 460 de metri pătrați are dotări inteligente și materiale premium de lux, după cum e descris în anunțul prin care a fost vândut recent cu aproape 500.000 de euro. Vânzarea casei a avut loc în contextul în care Ionuț Pop era încă din luna martie în centrul unei anchete interne a Episcopiei Sălajului. Preotul a fost destituit din funcția de consilier economic când s-a descoperit paguba. În august a cerut transferul la Constanța și a fost primit cu brațele deschise de înalt preasfințitul Teodosie. Eu am fost vicar, părintele Ionuț, care acum este consilier la noi și iată acum, este aici consilier economic. Relația dintre arhiepiscopul Tomisului și Ionuț Pop este una veche. În 2022, arhiepiscopul a decorat pe preot cu crucea Dobrogei. Vrednic este! Vrednic este! Acum arhiepiscopul spune că nu este la curent cu ancheta procurorilor. Nu știu despre ce e vorba. Eu sunt la București, nu știu nimic. S-a mutat de o lună de zile, o lună jumate, a venit aici. L-am primit cu bucurie și sperăm că lucrurile se vor așeza. Îmi pare rău de ce se întâmplă. Încă o pată pe biserică. Ionuț Pop are 44 de ani și este doctor în istorie și teologie. Înainte de mutarea la Constanța a slujit 15 ani la Biserica Sfântul Nicolae din Zalău. Eu practic m-am înțeles bine cu el. Am mai fost la el, am discutat cu el, dar nu știu ce s-a întâmplat. O sustras banii să fie pedepsiți conform legilor române. 6 percheziții au fost făcute în cazul fostului vicar. Anchetatorii au ridicat documente și de la Episcopia Sălajului. Este în curs o anchetă penală și vom oferi tot sprijinul autorităților competente pentru finalizarea ei, a transmis instituția.